Din ciclul Adi, fă-te că lucrezi, cum mă îndeamnă bunul meu prieten Adrian Geromila. Mă fac că vorbesc la microfonul ăsta, eu nu aud ce spun în microfonul ăsta, dar ci că e bine pentru cameră, așa că suntem sub semnul ficțiunii pure de la bun început, cum la fel de ficțional a fost drumul meu de la Bacău spre Piatra, firește că m-am dus la Humanitas. Așa, eu cu șofer destoinic, de fapt cârmaci, dând la vâsle prin Piatra și ajung acolo cu suflet, cu limba scoasă și nerăbdător să întâlnesc publicul nemțean, etică, și firește constat că acolo nici măcar locuri de parcare nu mai sunt, dar îmi e librărie, dar... Totul e bine când se termină cu bine, de-aia e bine că avem telefoane și că l-am sunat pe Adrian și cu sextantul el a calculat imediat coordonatele mele și mi-a spus încotro să vin, cum să cârmesc, încotro să vâslesc. Așadar, bine v-am găsit sau regăsit, nu știu, că eu cumva... Sunt acasă de parte aici la Piatra, nu-i prima dată când Adrian face greșeala să mă invite să vorbesc despre... cărțile lui, despre activitatea lui, despre pasiunile lui. Nu știu ce o fi fost în mintea lui, dacă știți cum e, odată greșește, a doua oară nu știi, a treia oară lași de la tine, dar văd că el o ține langa, la cererea publicului telespectator probabil. Lăsând gluma la o parte, hai să trecem și la chestiune, pentru că cu siguranță sunt lucruri în care vă veți regăsi, care or să vă placă în acest nou roman, în această nouă carte pe care o scoate Adi, pentru că mă uitam zilele astea când am citit-o, mă uitam că Adrian deja umple o pagină cu titluri, din 2009, de când a debutat cu cartea aia despre imaginea raiului, văd că se ține foarte serios, văd că și-a reglat cumva, și-a impus un fel de ritm. E o chestiune legată de disciplină, de autodisciplină. Vă vorbește unul care e cam dezlânat, care e cam, nu știu cum, cam risipitor cu propriul timp, care nu prea se adună, și tocmai de asta l-admir pe Adrian, pentru că reușește în permanență să-și fixeze niște obiective, niște repere și se ține de scris, fiindcă numai așa poți să rămâi în zona asta. Acum, trecând la... n-am să fac eu acum recapitularea cărților sale, probabil că le știți. Sunt scrise acolo, n-are rost să vă răpesc din timp. În schimb, am să vă spun câteva chestiuni despre felul cum am citit o carte asta, cum am văzut-o și cum o văd în continuare, pentru că nu m-am răzgândit între timp. Înainte de toate, aș spune că avem de-a face cu un roman tipic și atipic pentru scrisul lui Adrian. Dacă e să-l comparăm cu ceea ce a făcut el până acum, îl regăsim până la un punct și de la un punct încolo el e altul, pentru că are această capacitate care nu-i de aici de acolo, de a se reinventa, de a veni în permanență cu altceva. Cartea asta despre care discutăm astăzi, pe care o vedeți, pe care o veți citi, sunt convins, poate fi citită în egală măsură ca roman de aventuri, în buna tradiție a romanului de aventuri cu care cei din generația mea au crescut. Noi așa ne-am format și așa îmi și explic de ce Adi continuă să rămână fidel unui asemenea tip de roman, care poate părea desuiet astăzi, dar nu este. Noi ne amăgim cu ideea că, vezi, Doamne, trebuie să scriu numai romane dintre alea mari, numai dintre alea sofisticate. Nu, în ultimă instanță cititorul caută și altceva. Nu caută doar panseuri, nu caută doar fonfleuri, nu caută doar, filosofie înaltă. Până la urmă, cred că avem nevoie de oameni, de situații de viață, de, ceva care să ne țină și să ne dea în permanență sentimentul ăsta că avem încă foarte multe de descoperit. Tocmai de asta... Asta este și un roman în egală măsură de călătorie, e în egală măsură un roman de dragoste, un foarte subtil roman de dragoste, se țese cumva în adâncurile cărții, veți vedea acolo. El are și o componentă de jurnal, una dintre secțiunile cărții se bazează pe un pseudo-jurnal, să-i spunem. E un mix foarte, foarte interesant, nici măcar
postmodern, nici nu știu cum să-i spun, un mix postuman, că tot e la modă conceptul ăsta, și cartea are și o dimensiune, poate o să apucăm să spunem două vorbe dacă o să răbdați un limbut ca mine, și despre componenta asta meta-romanescă, meta-teoretică, pentru că dincolo de personajele pe care le veți găsi, dincolo de firul narrativ, există și niște inserturi teoretice foarte interesante, unde Adrian vorbește nu doar despre aventurile unor personaje plasate fie la 1835, fie în 2019, fie în primii ani de după Iisus Hristos, în vremea în care prietenul nostru Ovidius era exilat pe aici, pe la Constanța Tomis, în egală măsură sunt niște fragmente care pun în discuție statutul literaturii, care pun în discuție rostul literaturii, care pun în discuție locul scriitorului, hai să zic o vorbă mare, misia lui, într-o asemenea lume, nu? Care aparent a luat-o pe alte drumuri, care nu mai e receptivă, dar de fapt e, asta sugerează cartea, că avem în continuare nevoie de ceea ce înseamnă literatură, scris, povești și așa mai departe. Acum, pe scurt, sigur, n-o să dau spoilere, că văd aici tineri și eu știu de la elevii și studenții mei că nu e bine să dai spoilere și că nu e bine să povestești cartea, dar așa două, trei trimiteri voi face, nu de alta, dar pentru a vă stârni gustul, pentru interesul pentru lectură. A, uite-o pe Gabi, vă spuneam de studenți, vedeți? Nu scap, domnule, nici aici, adică știți cum e. Se învârte roata, adică dacă studenții nu scapă de mine în sala de curs, eu bag de seamă că nu scap de ei aici în librăria Humanitas din Piatra, dar e foarte bine că se întâmplă așa. Structural vorbind, cartea e bazată pe un artificiu foarte ingenios, pentru că marea provocare asta este, nu? Cum îți construiești tu ceea ce ai de spus în contextul, cum să spun, s-au scris atât de multe cărți și atât de multe cărți bune, încât e o provocare felul în care îți articulezi discursul narativ și ceea ce ai tu de spus. Adrian o face pretextând, nu? Povestea unei farmaciste care are și ea o biografie destul de tumultoasă, căreia un personaj ciudat îi lasă un stick care conține două foldere aparent fără legătură, dar se va vedea că folderele alea au legătură, se va vedea că și Pocahontas, farmacista care vinde Nurofen, nu e chiar nevinovată, nu e chiar întâmplător plasată acolo. În afară de cele două secțiuni principale, una plasată la 1835 în plină epocă pașoptistă, nu, cu idealuri revoluționare, cu tineri care luptă, care militează pentru unirea principatelor, pentru afirmarea identității românești, există o a doua secțiune plasată în lumea noastră, în contemporaneitate, în 2019, nu? Când avem un tip foarte interesant, îl cheamă Adrian Romila, ăsta e personajul cărții, de fapt Adrian Romila e un fel de 50 Shades of Grey, adică sunt mai multe umbre ale lui Adrian Romila în cartea asta. El îmbracă diverse echipuri, îmbracă, dacă e să o iau așa cronologic, deși romanul nu e construit cronologic și foarte bine că nu e construit cronologic, ci prin salturi care ne poartă în diferite epoci ale istoriei, el îmbracă succesiv chipul sclavului Hadria, sclavului Ovidiu, nu, celebrului poet Ovidiu, și Hadria îi face surpriza, îi face cumva, îl ia pe nepregătite pe poetul Ovidiu, uimindu-l cu ceea ce scrie el, nu, că ăla și spune Ovidiu, eu te credeam filosof, nu știam că te ocupi cu poezia. Același auctore aici de față în carne și oase îmbracă apoi chipul unui chipul unui sublocotenent care face școală navală la Brest, nu? Și se întoarce în Principate, are el o descendență italiană, padovan, așa, are el niște apucături aristocratic nobiliare și vine el așa cumva plictisit, parcă ar fi deja fan de siecle. El are un plictis la 1835 avant la letră, adică el vine cam sictirit așa, iertați formularea, că vine la chemarea tatălui care îi dă misie grea, care îl trimite, nu, cu niște documente secrete ale societății la Constantinopol. Acolo sunt tot felul de peripeții prin care acest personaj, căruia îi se spune Adrian Romila, trece, și
același auctore aici de față, facem cu mâna la fetițe, așa, același auctore îmbracă în 2019 chipul unui ratat. Așa? Păi da, ăsta este personajul sau una dintre fațetele lui, pentru că e foarte interesantă multiplicarea asta de perspective, nu? Adrian Romila din 2019 este universitar dat afară, firește, pentru oareși ce aventuri cu studentele, dar nu știm exact ce va... Păi, tocmai de asta mă feresc să dau verdicte, pentru că dacă am învățat ceva în anii ăștia care au trecut peste mine și mi-au albit părul, am învățat că nu e bine să te pripești, să dai verdicte și să judeci după niște fotografii și după niște articole apărute în presă, trunchiate, scoase din context. Apare sărmanul nostru personaj, e o victimă nevinovată a studentelor care îl asaltează, fascinate de, cum să spun, de prestidigitația ideilor expuse la curs. El e o biată victimă. Întâmplarea face că sunt într-o berărie, că sunt între niște ipostaze tandre, apropiate. Deci nu vă lua, e ficțiune. Ca să închidem chestiunea, acest Adrian Romila din 2019, această fațetă a personajului, el este în egală măsură un universitar ratat, dat afară pentru din cauza acestui scandal, să-i spunem. El este și un scriitor. Fiți atente, vă rog. Avem de-a face cu un scriitor capabil să se ia peste picior, să se autoironizeze, să se privească, să se detașeze, să iasă din propria-i carcasă, ceea ce e lucru rarisim, pentru că, de regulă, scriitorii, știți foarte bine, au un orgoliu. Un orgoliu, ho-ho-ho. Așa ceva nu există aici, ci există în povestea acestui Adrian Romila din prezent. Există o foarte interesantă... El are mai multe probleme de conștiință, dar principala problemă de conștiință este legată de poziția scriitorului în lume, pentru că el intră într-o serie de încurcături și profesionale, așa cum vă spuneam, și sentimentale, el al doilea divorț, este dat afară de nevastă și tot felul de chestii dintre astea simpatice, încât ajunge să se aciueze pe la un prieten într-un vas cam rablagit, dar care are o patină așa care... cum să spun, îi dă un soi de noblețe și... la un moment dat îi se face o ofertă foarte, e un fel de ispită, nu? Ispitirea scriitorului, am putea spune. Vine un comandor, un securist dintre ăla ieșit la pensie, putre de bogat, care are o firmă de scuba diving cu ficiorsul și îi comandă, vedeți, artistul care e la mâna, nu? Indivizi care au bani, care își permit chestiunea asta și care îi comandă pur și simplu un text. Nu? Care îi cere pur și simplu să scrie ceva, un material pe care el să-l folosească, nu? Promoționat, să facă niște reclame pentru firma lui de scuba diving și nu știu ce. Ei, și de aici firele romanului încep să se lege, poveștile încep să se întâlnească, pentru că de fapt vom constata că nimic nu e întâmplător, vom constata că între cei trei Adriani de acolo din text, între cele trei fațete, între cele trei personaje plasate în trei epoși diferite și în trei lumi diferite, dacă până la urmă, există niște elemente comune pe care eu le-aș pune sub semnul a trei chestiuni foarte, foarte scurte. Prima problemă pe care vreau să o discut referitor la romanul ăsta este problema bovarismului. Știți foarte bine, știm foarte bine că bovarismul înseamnă proiecția autorului într-un personaj. La Adrian Romila e un bovarism răsturnat, e un bovarism pe față. Adrian Romila nu mai lucrează cu finețuri, cu subtilități dintre astea, ci pur și simplu își șochează cititorul din primele pagini vorbindu-ne despre un personaj care pur și simplu se numește Adrian Romila. Și atunci avem din start de discutat acest aspect, această problemă. De ce și cu ce ocazie și cum să joci așa, nu? Că până la urmă e o negociere cu cititorul, e o provocare adresată cititorului, cum adică să te pui pe tine autorul, să te pui în prim plan, să fii tu însuți propriul personaj într-un fel. Și răspunsul pe care l-am găsit eu la aceste întrebări ține de faptul că Adrian Romila pur și simplu se identifică cu literatura. Pentru el, literatura nu e doar un hobby, nu e doar un job, oricum nu se poate trăi din asta, stați liniștiți. Pentru el e mai mult decât atât. Pentru el e un modus vivendi. Pentru el literatura este acasă, ca să rămânem în termenii, nu? Ca să rămânem la titlul romanului. El e acasă
în scris. El e acasă în ceea ce ficționalizează. Și veți vedea că sunt foarte multe elemente autoreferențiale, topite, firește, ficționalizate, dar e ușor recunoscibil traseul său, profesional, uman și așa mai departe, în paginile cărții. Asta mi se pare foarte interesant, curajul de a răsturna acest bovarism și de a se pune pe sine, nu? Pentru că practic ești ca și, cum să spun, personajul ăsta e ca un exponat într-o vitrină. Adrian Romila se pune pe sine acolo și ne lasă pe noi cititorii să-l judecăm. E ca în experimentul ăla făcut de, îmi scapă, Maria, artista aia sârboaică care s-a expus nud într-un muzeu și fiecare trecea pe lângă ea și îi făcea ce voia, nu mai știu. Abramovici. Așa, Abramovici. Hai. Cam asta face, sigur, păstrând proporțiile și cu mijloacele specifice literaturii, Adrian Romila. El se livrează pe sine sub forma unui personaj cu multiple fațete, dar având în comun această patimă, nu i-ar spune pasiune, i-ar spune chiar patimă pentru scris. Pentru că despre asta e vorba de fapt aici. Textul care devine un fel de casă. Eu m-am gândit la sintagma aia lui Nichita, la versul ăla lui Nichita care spunea foarte frumos acasa mea. El nu spunea acasă la mine, nu spunea casa mea. El inventa, apropo de necuvintele, nu? Termenul ăsta acasa mea. Acasa lui Adrian este scrisul, este literatura. Și titlul ăsta nu trebuie să vi se pară deloc surprinzător sau paradoxal. Acasă departe. Putem fi acasă și putem fi în același timp foarte singuri. Putem fi între prieteni și putem fi foarte singuri, foarte departe. Putem fi, uite cum suntem noi în această seară frumoasă aici împreună și totuși separați. Cartea asta se poate discuta și din perspectiva acestei relații între aproape și departe, care nu sunt doar adverbe de loc, care nu sunt doar niște coordonate spațiale. Sunt mai degrabă niște categorii sufletești, le-aș spune eu. Pentru că asta trăiește și sublocotenentul de la 1835 cu sentimentul ăsta al unui perpetu exil. El vine acasă, e contrachior, că îl cheamă taicăsul, că îi dă o misiune, că până la urmă și-o asumă și nu o va duce la capăt, că așa, o să vedeți de ce. Dar el trăiește cu sentimentul ăsta al înstrăinării, al depărtării. Și cu siguranță fiecare dintre noi a avut cel puțin de câteva ori în viață senzația asta că suntem departe, că nu suntem aici. Asta e ca în, e ca în Sărmanul Dionis, nu știu dacă vă amintiți nuvela, finalul ăla, nu? Când naratorul, după toate știu, visurile alea pe care le are Dan Dionis, se întreabă câteva vorbe conclusive, spune el aici. Fost sau vis sau realitate? Oare nu cumva? Zice că el uneori are senzația că trebuie să fie, știu, limba arabă, dar a uitat-o. Că se imaginează uneori îmbrăcat în caftan. Cred că așa e și cu Adrian Romila. El cred că uneori are senzația asta că e ofițerul ăla de la 1835, că e sclavul poetului Ovidiu pe care îl însoțește, că ei se duc acolo și fac ca un fel de reportaj, se duc la un far când vin barbari, tâgâdâm și comandantul legiunii spune stați aici, stați înăuntru și el spune nu, noi mergem acolo că noi scriitori avem treabă, adică nu putem să stăm la căldurii că protejați. Așa? Eu cred că aici e vorba de o regăsire. Eu cred că se poate discuta și din perspectiva asta. Coordonatele astea sunt interșanjabile, aproapele și departele. Poți să fii într-un alt loc și să te simți acasă, cum mă simt eu în seara asta aici, între dumneavoastră, dar poate fi și invers în egală măsură. Însă cred că spațiul cel mai plăcut, spațiul în care Adrian se regăsește cu adevărat, este literatura, este spațiul textual, textul ca spațiu. Mi-am amintit citind de Valeriu Cristea, de cartea lui despre spațiul în literatură, mi-am amintit de Bachtin, de cei care au teoretizat, care văd literatura nu doar ca operă ficțională, ca proiecție nu știu de care, ci ca un spațiu mental. Până la urmă, asta e invitația pe care ne-o face Adrian, pentru că unul dintre arhetipurile pe care le veți găsi în carte este arhetipul călătoriei. De fapt, cartea asta ne propune o splendidă călătorie prin mai multe lumi. E de fapt despre cum poți să te înstrăinezi și cum poți să te regăsești citind, cum poți să te salvezi prin poveste. Și chestia asta apare de câteva ori strecurată pe aici și pe acolo în niște poziții cheie. Eu mi-am notat aici niște pasaje, dar nu o să lungesc intervenția mea care deja e prea lungă, nu o să vă mai exemplific cu pasajele astea pe care mi le-am pregătit eu, care am zis eu că sunt semnificative, le veți găsi și dumneavoastră. Eu nu pot decât să-l felicit pentru această nouă ispravă, pentru felul cum își pilotează
propria corabie, corabia literară în ultimă instanță, navigând printre tot felul de Scile și Caribde, rezistând tuturor chemărilor de sirene și urmărindu-și cu, cum să spun, cu metodă și cu pasiune drumul pe care și l-a construit deja foarte, foarte credibil și foarte frumos în literatura contemporană. Adrian, ce pot să spun, să ai parte de cititorii pe care îi meriți, de companionii pe care îi meriți, de mateloții pe care îi meriți și să pilotez, să navighez prin ape line, fiindcă, în definitiv, asta e frumusețea literaturii și cred că aici va fi cheia acestui nou roman pe care l-ai scos și care sper să aibă cititorii pe care îi merită. Eu vă mulțumesc pentru răbdare, autorul vă stă la dispoziție, nu știu care e scenariul. Ca de obicei, Adrian Jicu nu e doar un universitar scorțos, un critic literar și un romancier, e și un entertainer și un entertainer foarte spectaculos, dacă l-ați mai văzut și în alte ipostaze. Ultima a fost la expoziția mea de corăbii personaje din toamnă, iarnă, da, primăvară, nu cu mult timp în urmă, unde iarăși a vorbit foarte, foarte captivant, deși nu era chiar tema lui. Adică. Vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru că e aproape de scrisul meu. Noi vorbim foarte des și schimbăm și impresii literare și ne vizităm pe la evenimente. Mai există un motiv pentru care l-am rugat să vorbească la această lansare alături de Adrianul Gheorghe. Apropo, și-a cerut scuze în ultima clipă, a intervenit o problemă personală și n-a putut să ajungă. Am vorbit eu și pentru el. De aici până aici, l-am invitat pe Adrian și pe Adrianul Gheorghe și dintr-o intenție de a prelungi acest caracter experimental pe care îl are acest roman, care nu e numai despre exil, singurătate, călătorie, condiția scriitorului, trei timpuri diferite, pământul de la gurile Dunării, frumusețea limbii latine și așa mai departe. Este și un experiment autobiografic în care eu trec în trei avataruri, trei adrieni, ca să spun așa, unul din 1835, unul din 2019 și unul din secolul I, în vremea lui Ovidius la Tomis. L-am chemat pe Adrian tocmai pentru a întruni această galerie de adrieni. Trei adrieni personaje, un Adrian autor, un Adrian vorbitor și mai era încă un Adrian vorbitor. Era așa un fel de careu, să zic, de aș. Triptic. Da? Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rupt din timp în mijlocul săptămânii să veniți la această lansare. Sunt foarte onorat. Ce să spun, vă aștept la autografe. Vreau să spun că în librărie se află, sigur, cartea despre care facem vorbire, se află și alte cărți ale mele, se află și cartea romanului lui Adrian Jicu despre Bacovia, unde Bacovia este personaj. Facem cumva un fel de schimb de metanarativ și de narativ. Un detaliu pe care Adrianul l-a spus și pe care vreau să-l subliniez aici este faptul că, dincolo de aceste multe dimensiuni ale romanului, el se construiește în jurul unui epave. Și această epavă scufundată este, de fapt, dacă vreți, mărcica din centrul bijuteriei. Este, cum să spun, cârligul cu care încerc să prind cititorul, ținându-l într-un fel de mister. Atât am să spun, această epavă e a unei corăbii care a existat în realitate, dar despre care se știu extrem de puține lucruri. Asta mi-a dat mie voie ca autor să construiesc istoria adevărată a ei, ea nu există, deci a mea e prima și cea adevărată, și în același timp să îmi arăt abilitățile de, cum să spun, de foarte priceput în ale navigației, chestiilor de marinier și așa mai departe. Pe scurt, în 1834, la Giurgiu, puterea otomană dă voie valahii să-și construiască singură prima corabie din materiale românești. În acest șantier de la Giurgiu se construiește o brigantină, o să vedeți în roman, dacă o să aveți răbdare, ce este o brigantină, un vas cu două pânze comercial, care face doar două drumuri
lovit de ghinion, precum personajul meu, care e un semi-alcoolic ratat plin de Nurofen și de vise. Face un drum de la Sulina la Constantinopol, încărcat cu mărfuri. În decembrie 1834 este prins de o furtună, este rupt, sfâșiat, ajunge cu greu în portul din Constantinopol, unde stă până în mai 1835. Când este reparată, se întoarce înapoi la Sulina plină de marfă, iar o prinde o furtună, care de data asta o afectează definitiv, astfel încât, în momentul când acostează, capitanul predă jurnalul de bord, aruncă toată marfa afară, da, și despre această corabie nu se mai știe nimic. Eu am construit o parte din istoria, din povestea acestui roman, în jurul acestei corăbii și epavei ei scufundate. Ea a fost și în expoziția de corăbii personaje, pentru cine a fost, a fost și în Noaptea Muzeilor, sâmbătă, a fost expus atunci când am ținut o mini-conferință despre cum am documentat despre acest roman, am făcut-o cu manul propriu, cum se zice, și o am acasă în colecția mea de machete. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit și vă aștept la autografe. Thank you.